aproximativ o oră. Se pare că aceștia au rămas în continuare în avion pentru declarații suplimentare. Pasagerii care au călătorit împreună cu aceștia spuneau că toți au purtat măști, de altfel toți pasagerii care veneau dinspre Doha au venit din zone exotice, ca să putem spune așa. De altfel, reprezentanții Ministerului Sănătății au susținut că reprezentanții de la Mioveni vor fi tratați ca orice persoană care vine dintr-o zonă de risc. De altfel, aici pe aeroport s-au montat mai multe termoscanere care vor depista febra. Ministerul Afacerilor Interne a transmis o atenționare de călătorie pentru China. Dacă întâmpină probleme, să vorbească cu autoritățile de acolo și neapărat să aibă asigurare medicală. Până acum avem 106 de morți în China și peste 4.000 de contaminați. Mulțumesc, Bianca, pentru aceste detalii. Continuă alerta de coronavirus în România. La Spitalul Victor Babeș a fost internat un român venit din China, membru al Filarmonicii din Timișoara. La internare, acesta avea o febră puternică. Un alt caz care s-a dovedit însă alarmă falsă a fost cel al unui student din Bacău venit tot din China. În urma analizelor, Institutul Matei Balș nu a confirmat suspiciunea. Cum 128 de cazuri. Alți români se află în prezent în zonele periculoase. Potrivit evidenței Ministerului de Externe, 3 cetățeni din țara noastră se află în prezent în provincia Hubei din China. Aceștia au contactat ambasada României la Beijing doar pentru a-și înregistra prezența în regiune, starea lor de sănătate fiind bună. În Hong Kong se află în prezent 120 de români, iar în Macao 70. 25 de artiști care au participat la un eveniment organizat cu prilejul anului nou chinezesc sunt așteptați pe aeroportul Otopeni. Specialiștii susțin că riscul ca virusul să ajungă deocamdată în România este unul mic. Dacă arătați-o astfel de hartă, și s-ar înțelege că asta e China, e fals. Focarul este, uitați-l aici, punctul ăsta de aici. China e mare și are câteva miliarde de locuitori. La, mă rog, 1,5 miliarde spre 2 miliarde. Ca atare vă rog să faceți specificația că acest focar mare este la nivelul acestei regiuni Hubei și care, într-adevăr, are circa 11 milioane de locuitori, dar reprezintă un punctișor pe harta Chinei. Riscul ca un astfel de caz să ajungă pe teritoriul României este substanțial redus. Organizația Mondială a Sănătății a corectat însă evaluarea amenințării legate de noul coronavirus din China, care trece de la moderată, cum era calificată până în prezent, la ridicată. Discutăm despre o boală care, chiar dacă încă nu a fost declarată urgență de sănătate publică la nivel global, întrunește toate caracteristicile unei astfel de afecțiuni. Putem să spunem că în China evoluează rapid, crește rapid numărul de cazuri confirmate, dar acest lucru se datorează și măsurilor de testare extinse care se pot face acolo. Gripa face noi victime. Un copil de 2 ani a murit la Spitalul Grigore Alexandrescu din capitală după ce a luat virusul din spital. Copilul nu era vaccinat și era cunoscut cu afecțiuni medicale. Între timp, în capitală, 9 școli sunt închise în această săptămână de teama virusului. Autoritățile vor să distribuie măști de protecție în autobuze. Teama s-a instalat deja în rândul populației. Mii de oameni iau zilnic cu asalt camerele de gardă. Reprezentanții spitalelor se declară copleșiți de numărul mare de cazuri care ajung la urgență. Copilul de 2 ani era internat de peste 10 zile la Spitalul Grigore Alexandrescu. Micuțul avea o tumoare pe creier și a luat virusul gripal chiar în unitatea medicală. Numărul cazurilor de îmbolnăvire a crescut alarmant în ultimele zile. Camerele de gardă sunt luate cu asalt de către pacienți. Medicii spun că numărul acestora s-a triplat în unele cazuri. Nu însă toți cei care vin la urgențe au cu adevărat afecțiuni serioase. În capitală, reprezentanții spitalelor au făcut un apel la părinți să nu se mai prezinte cu copiii la camera de gardă doar pentru un consult de rutină. Gripa a pus pe jar și autoritățile. Direcția de Sănătate Publică București a decis că cel mai bine ar fi ca unitățile școlare în care au fost depistate cazuri multiple de gripă să fie închise. Este vorba despre 8 școli și grădinițe și un liceu. Avem o situație în creștere, de aceea am și întârziat câteva momente, pentru că am vrut să am cifra cât mai aproape de realitate în ceea ce privește îmbolnăvirile, astfel încât avem raportat
raportate 939 de cazuri de gripă sezonieră, în special la copii, deci aproape 1000 de cazuri. Pentru a face o comparație, pot să vă spun că anul trecut, la 1 februarie, aveam în București 817 cazuri. Deci este o ușoară creștere a numărului de îmbolnăviri, nu de speriat, din ceea ce spun toți medicii și specialiștii, dar este de remarcat faptul că avem un număr mai mare de gripe. Medicii le recomandă părinților să nu mai meargă cu cei mici în spațiile aglomerate. Pentru copiii mai mici de 6 luni, cărora nu li se poate face vaccin antigripal, recomandarea specialiștilor este vaccinarea celor care iau contact cu bebelușul. Toate produsele provenite din China vor fi verificate în mod special. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a transmis o adresă către Direcția de Sănătate Publică Constanța, prin care cere sprijinul pentru a împiedica punerea pe piață a unor produse chinezești. Coronavirusul ar putea bloca astfel importurile din țara asiatică. Teama de coronavirus a dus la măsuri fără precedent din partea autorităților. ANPC a anunțat că va controla amănunțit toate mărfurile care intră în țară și a cerut oprirea unor importuri din China. Interdicția s-ar putea referi în primul rând la produse textile, la cosmetice și la jucării, asta și în condițiile în care numărul produselor de acest fel aduse din țara asiatică este extrem de mare. Cele mai multe ajung în România prin portul Constanța. ANPC a transmis solicitări către Direcția de Sănătate Publică Constanța, către Agenția Națională de Administrare Fiscală, către Direcția Generală a Vămilor, Biroul Vamal de Frontieră Constanța Sud. Peste 80 de persoane au murit în China din cauza coronavirusului și există această suspiciune că produsele care vin din China ar putea fi infectate cu periculosul virus. Virusul ucigaș din China se extinde cu rapiditate în toată lumea. Un caz de infecție cu noul coronavirus a fost confirmat și în Germania, a doua țară europeană după Franța în care virusul este depistat. Primul caz de infecție cu noul coronavirus a fost confirmat în Germania la un bărbat din localitatea Starnberg, în Landul Bavaria. Pacientul este în stare stabilă, monitorizat de personalul medical și este izolat, se arată într-un comunicat al autorităților locale. Informația că noul coronavirus, depistat inițial în orașul Wuhan, este contagios și, în perioada de incubație, înainte de apariția simptomelor, îngrijorează peste măsură autoritățile. Perioada de incubație a noului coronavirus este de la 1 până la 14 zile, cred oficialii chinezi. Neavând simptome, persoana ar putea să nu știe că este infectată și ar putea transmite boala și la alți oameni. Se crede că noul virus ar fi apărut anul trecut într-o piață în care se vindeau fructe de mare și pește în centrul orașului Wuhan. Virusul s-a extins apoi în alte orașe din China, inclusiv Beijing și Shanghai, precum și în alte țări, Statele Unite, Arabia Saudită, Singapore, Thailanda, Nepal, Coreea de Sud, Japonia, Australia, Franța și Canada. În China, până acum au fost confirmate peste 100 de decese și mii de îmbolnăviri. După 2 luni de așteptare, în sfârșit vine iarna, meteorologii au emis un cod galben de ninsor și viscol valabil pentru zona de munte. În restul țării va ploua, iar vântul va bate în rafale. Episodul de iarnă nu va dura mult, începând de joi, vremea se va încălzi din nou. Această atenționare intră în vigoare în această seară la ora 20 și este valabilă până mâine seară la ora 18. Cum spuneam, aceasta vizează îndeosebi zona de munte, unde ne așteptăm la intensificări susținute ale vântului, dar și la precipitații moderate, cantitativ predominant formă de ninsoare. Astfel, cantitățile de precipitații vor depăși local 15-20 de litri pe metru pătrat, iar în munții Apuseni, în grupele vestice ale Carpaților meridionali, precum și în nordul Carpaților orientali, chiar peste 25 de litri pe metru pătrat, urmând ca în aceste zone, într-adevăr, să se depună un strat nou de zăpadă, local mai consistent. Vremea devine capricioasă și în capitală. Temperaturile rămân însă mai mari decât ar trebui în această perioadă a anului. Pentru capitală așteptăm să plouă în prima parte a zilei de mâine, urmând ca apoi cerul să se degaje treptat, dar să se pornească vântul mâine după amiază, să avem rafale în general de până la 45-50 de km la oră, urmând ca în capitală regimul termic să rămână peste normalul perioadei, adică mâine dimineață 1-2 grade cu plus, iar mâine la amiază o maximă de 7-9 grade. Liberalii sunt hotărâți, guvernul își va asuma răspunderea pentru eliminarea pensiilor speciale dacă proiectul PNL nu va fi adoptat astăzi în plenul Camerei Deputaților. Proiectul visează toate categoriile, mai puțin pe militari. Gabriela Mihai ne completează informația. Bună ziua, Gabi!
Bun găsit, cei din Partidul Național Liberal speră ca astăzi, în ședința de plen a Camerei Deputaților, să se dea un vot final pentru eliminarea pensiilor speciale și, în felul acesta, doar militarii vor mai rămâne cu o pensie specială. Totodată sunt luate în discuție chiar acum și alte propuneri, cum ar fi ca, de exemplu, și artiștii, dar și sportivii să beneficieze în continuare de pensiile speciale. Iată că vorbim despre un subiect extrem de controversat, având în vedere faptul că astăzi, în întreaga țară aproape, sunt magistrați care protestează din cauza eliminării pensiilor speciale. Tocmai de aceea activitatea în judecătorii și parchete este blocată astăzi, iar în cursul dimineții mai multe persoane din magistratură au fost la Palatul Victoria, acolo unde au stat de vorbă cu premierul Ludovic Orban pe marginea acestui subiect. Pe de altă parte, în timp ce liberalii speră să se dea un vot final pentru eliminarea pensiilor speciale, social-democrații vor să retrimită proiectul de lege la Comisia Specială. Rămâne însă de văzut ce se va întâmpla, pentru că dacă acest proiect de lege va fi retrimis la Comisia Specială, atunci liberalii spun că vor să își asume răspunderea și vom vedea până la urmă ce se va întâmpla astăzi în ședința de plen a Camerei Deputaților, care va începe la ora 14. Mulțumesc, Gabi, pentru aceste detalii. Ministrul de Finanțe scoate artileria grea în cadrul unei conferințe de presă. Acesta a anunțat că instituția pe care o conduce va demara o serie de controle la primăria municipiului București, deoarece de când socialdemocrații au fost la conducere, nu a fost efectuat niciun fel de control, adică de 10 ani. Ministrul de Finanțe s-a arătat contrariat de modul în care Primăria Capitalei gestionează banii publici. Deși ar fi trebuit să aibă bani în bugetul de stat pentru subvenția de termoficare, Gabriela Firea s-a împrumutat pentru a acoperi cheltuielile. Astfel, Câțu a anunțat că va demara controle duble pentru a afla modul în care au fost cheltuiți banii. Nu s-a mai făcut un control, ceea ce este foarte ciudat, la Primăria București de vreo 10 ani de zile. Nu știm cum au fost cheltuiți acei bani, cum au fost, unde s-au dus acei bani, dacă acei bani au fost sifonați. Și vă spun de ce am vrut să știu acest lucru. Pentru că anul trecut, deși subvenția de la buget este de la buget pentru încălzire, pentru termoficare, Primăria București s-a împrumutat pe 20 de ani aproape 500 milioane de lei. În cadrul aceleiași conferințe, ministrul de Finanțe a susținut că este o coincidență bizară faptul că de 10 ani, de când Primăria Capitalei se află sub conducerea PSD, nu a avut loc niciun control. Prin urmare, cum toate companiile de stat și instituțiile publice sunt în atribuția Ministerului Finanțelor, Inspecția Economică Judiciară și Corpul de Control vor face verificări pentru a stabili neregulile. Ieri am avut discuții cu echipa care va face acest lucru. Facem un calendar în acest moment. Am două echipe, am și Corpul de Control și Inspecția Economică Financiară. Trebuie să evaluezi banii folosiți de banii publici folosiți, trebuie să știm cum au fost folosiți. Trebuie să știm dacă banii au fost unde trebuie sau au fost folosiți în interes și folos personal. Câțu o acuza încă de săptămâna trecută pe Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, că a folosit cea mai mare parte a veniturilor instituției pentru plata clientelei de partid. Vă era dor de Viorica Dăncilă? Fostul premier a avut o explicație inedită pentru una dintre cele mai controversate decizii pe care le-a luat în sejurul de la Palatul Victoria. Vorbim despre memorandumul privind mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. Dăncilă spune că a vrut să ia această decizie după ce l-a văzut pe Donald Trump la televizor. Și-a susținut mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Da. Decizia o lua președintele. Ați anunțat și decizia o lua președintele. Aceasta este părerea mea. Iar eu, în calitate de prim-ministru, am crezut și cred că trebuie să fim alături de partenerul strategic care ne asigură securitatea. În momentul în care președintele Statelor Unite a anunțat despre mutarea ambasadei, am considerat ca noi, cei care știm cât de important este partenerul strategic pentru țară, să facem această decizie. De ce nu am mutat ambasada? Întrebată dacă știa ce și-ar dori americanii cu privire la ambasada în Israel, Dăncilă a oferit un răspuns care nu mai are nevoie de comentarii. V-a cerut cineva din Statele Unite să facem asta? Nu mi-a cerut nimeni. Păi? Nu mi-a cerut nimeni. Dar eu consider
A fost un joc al așteptărilor. Știați ce și-ar dori americanii și ați nu, făcut... am văzut. Deci avem și noi informațiile și ne uităm și noi la televizor, chiar dacă suntem prim-miniștri. Cu toate că nu avea susținerea ministrului de externe și punea în pericol mai multe parteneriate strategice, în luna martie a anului trecut, fostul premier anunța că ambasada României din Israel va fi mutată de la Tel Aviv la Ierusalim. Declarația a fost făcută în cadrul unei vizite private în Statele Unite. Ba mai mult, Dăncilă susține că are în continuare o relație foarte bună cu țările din Golf. Jaful anului în București, doi bărbați din Republica Moldova au fost prinși de către polițiști după ce au furat numai puțin de 16 Rolex-uri din locuința unui bucureștean. Valoarea totală a ceasurilor depășește 300.000 de euro. Jaful de 300.000 de euro a avut loc în luna noiembrie a anului trecut, atunci când poliția capitalei a fost sesizată de către un bărbat cu privire la faptul că persoane necunoscute i-ar fi sustras mai multe bunuri din locuință. Potrivit polițiștilor, cei doi bărbați de 35, respectiv 41 de ani, au pătruns în apartamentul bărbatului cu ajutorul unor chei potrivite și au furat toate obiectele de valoare. Însă, deși a trecut destul de mult timp de la producerea furtului, cei doi nu au reușit să scape de tot. Tâlharii au fost prinși în timp ce se pregăteau să părăsească țara noastră. Mașina celor doi a fost oprită în trafic la Buzău și percheziționată. Potrivit unor surse din anchetă, cei doi care au dublă cetățenie, română și moldovenească, sunt cercetați pentru infracțiuni similare și în Republica Moldova, unul dintre ei fiind liderul unui grup infracțional organizat. Cercetările vor continua sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. Caz incredibil în Maramureș. Un polițist din Mireșul Mare este acuzat că a bătut 5 elevi chiar în cancelaria școlii. Asta în timp ce cadrele didactice au asistat nepăsătoare la agresiunea asupra copiilor. Acuzațiile vin din partea unuia dintre părinții copiilor agresați. Totul a pornit de la o reclamație depusă de un localnic la secția de poliție din comuna Mireșul Mare, în care susținea că tatăl său a fost agresat de 5 tineri care i-au spart și geamurile de la casă. S-au făcut cercetări și s-a stabilit despre cine a fost vorba. Copilul meu, în vârstă de 12 ani, nu a fost implicat. Astăzi a venit la școală polițistul din comună și au dus cinci copii la doamna directoare. Acolo i-a luat tare polițistul și i-a lovit. Pe copilul meu l-a lovit peste cap, deși a mușcat limba. Și copilului vecinului i-a tras o palmă. De fapt, pe toți i-a lovit, crezând că așa va rezolva cazul de duminică. Cum se lovește un copil de 12 ani, iar directoarea să asiste fără să-i spună nimic? Merg să depun plângere la Baia Mare, a declarat tatăl copilului. Scandalul a ajuns și la superiorii polițistului acuzat. Aceștia au anunțat că polițistul va fi verificat. Statistică rușinoasă pentru țara noastră. România se numără printre primele 5 cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Eticheta este pusă de un studiu realizat de un ONG. Din același studiu reiese că una dintre cele mai importante probleme pe care le are Uniunea Europeană este utilizarea necorespunzătoare a fondurilor sale. Studiul Transparency International a analizat 180 de țări pe care le-a clasificat în funcție de indicele de percepție a corupției. Acest indice se stabilește în funcție de percepția experților și a oamenilor de afaceri privind corupția din instituțiile statului. Țările care obțin 0 puncte sunt foarte corupte, iar cele care au indicele 100 sunt cele în care corupția este complet eradicată. Prin urmare, valoarea indicelor este cu atât mai favorabilă cu cât este mai mare. România, alături de Ungaria, Polonia, Croația și Grecia, nu au reușit să adune 50 de puncte în topul de anul acesta, ceea ce le-a transformat în cele mai corupte țări ale Uniunii Europene. Asta în condițiile în care media Uniunii Europene este de 66 de puncte. Statele occidentale au și ele probleme. Marea Britanie și Franța s-au numărat printre cele 4 țări care au pierdut cel puțin 3 puncte în index începând de anul trecut. În schimb, Spania a avansat cu 4 puncte, iar Grecia cu 3 în index. Cu toate acestea, Grecia se află încă în jumătatea de jos a ratingurilor globale. Transparency International a concentrat raportul din acest an asupra riscurilor legate de entitățile private care finanțează partidele politice.
Tentativă disperată de a ieși din închisoare din partea lui Bogdan Drăghici, președintele asociației Tata. Bărbatul acuzat că și-a violat fiica în vitregă susține că nu mai poate suporta condițiile din arestul preventiv. Dosarul acestui a fost finalizat de procurori în luna decembrie și se află acum în camera preliminară. În abecedare, manualul de căpătâi al nostru, dar al tuturor, în abecedare, tații sunt discriminați. Bine, am zis mai mult de atât, am zis și mamele acolo sunt discriminate. Bogdan Drăghici era unul dintre cei mai cunoscuți apărători ai drepturilor copiilor, dar și un promotor al drepturilor taților care își iau concediu parental. Bărbatul a fost arestat preventiv însă în vara trecută pentru că și-ar fi violat fiica vitregă. Totul a început ca urmare a unei reclamații semnate de fosta soție. Femeia susține că fata ei ar fi fost agresată din 2013, pe când copila avea 10 ani și până în anul 2016. Tatăl vitreg, adică Bogdan Drăghici, ar fi fost cel care ar fi obligat-o pe copilă să întrețină relații intime cu el, potrivit mărturisirilor mamei. Drăghici a fost trimis în judecată la jumătatea lunii decembrie pentru 3 fapte, toate în formă continuată, ceea ce juridic ar putea duce la o pedeapsă mai mare în cazul în care instanța constată că probele dovedesc faptele de care îl acuză anchetatorii. Bărbatul a făcut tot posibilul să fie judecat în libertate. Apărătorul acestuia i-a cerut instanței să aibă în vedere înscrisurile medicale depuse la dosar, deoarece ar exista riscul ca cel puțin unul dintre părinții inculpatului să-și piardă viața. În plus, Bogdan Drăghici a mai susținut că nu a reprezentat un pericol social, a fost un model în societate și și-a crescut copiii în mijlocul societății. Magistrații nu au ținut însă cont de aceste scuze. Dosarul șefului asociației Tata se află în prezent la camera preliminară. Au apărut primele imagini cu momentul capturării interlopului urmărit de 10 echipaje de poliție prin Cluj. Bărbatul de 29 de ani este la a treia urmărire cu poliția în ultimii 5 ani. Momentul în care a fost prins șoferul care a fugit de polițiști prin tot Clujul și a fost nevoie de focuri de armă pentru a fi prins, a fost filmat și a apărut pe rețelele de socializare. Un clujean a filmat de la geamul locuinței sale momentul arestării interlopului Lingurar Marcu, care a fost urmărit prin tot Clujul de 10 mașini de poliție. Individul a spart un baraj al poliției și nu s-a oprit nici după ce agenții au tras mai multe focuri de armă, într-un final tânărul căzând cu mașina într-un șanț de pe marginea drumului unde a fost prins de polițiști. Se pare că nu este prima dată când bărbatul se ia la întrecere cu polițiștii. Și în 2018 poliția l-a urmărit și a tras gloanțe după el. Lingurar a fost reținut atunci pentru 30 de zile, dar a fost eliberat și a fost cercetat în alte dosare. A fost condamnat la închisoare între timp, dar a fost eliberat rapid în septembrie 2019 în baza recursului compensatoriu. Acum bărbatul este în arest preventiv. Tragedie într-o localitate din Ialomița. 5 tineri s-au răsturnat cu mașina după ce șoferul a pierdut controlul volanului. Din păcate, un tânăr de doar 20 de ani a murit pe loc. Vă avertizăm, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Nenorocirea s-a întâmplat în localitatea Vlădeni. Potrivit anchetatorilor, șoferul mașinii era băut și mai conducea și fără permis. În autoturism se aflau 5 tineri, 2 fete și 3 băieți, cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani. La un moment dat, din cauza vitezei, spun martorii, șoferul a pierdut controlul volanului. În timp ce un tânăr de 28 de ani din municipiul Călăraș conducea un autoturism pe DC7 din direcția Vlădeni către Movila, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și s-a răsturnat pe terenul agricol din partea stângă a direcției sale de mers. În urma accidentului a rezultat decesul unui pasager în vârstă de 20 de ani și vătămarea corporală a unei tinere de 18 ani. Echipajul de prim ajutor care a sosit la fața locului nu a mai putut decât să constate decesul tânărului. Șoferul care a produs accidentul va rămâne fără permis de conducere și i se va deschide dosar penal pentru ucidere din culpă. Un șofer din Covasna a ajuns cu mașina într-un lac înghețat. Bărbatul a ales să se plimbe pe suprafața lacului, dar gheața a cedat sub greutatea autoturismului de teren. Pe lângă sperietura zdravănă, omul s-a ales și cu o amendă din partea polițiștilor.
Scenele incredibile s-au petrecut pe lacul Reci din Covasna. Bărbatul de 49 de ani a vrut să vadă dacă gheața de pe lac rezistă, dar curiozitatea l-a costat scump. Poșghița a cedat, iar autoturismul său s-a scufundat pe jumătate în apă. Spre norocul său, șoferul teribilist a scăpat nevătămat și s-a întors singur la mal. Mașina a rămas însă prinsă în capcana de gheață și abia după două zile de încercări a fost adusă pe uscat. Polițiștii s-au autosesizat și l-au amendat pe șofer cu 1000 de lei pentru tulburarea liniștii publice prin crearea de larmă, dar și pentru faptul că circulația pe DN13, care trece pe lângă lacul Reci, a fost îngreunată. Pe Facebook, unii utilizatori au scris că bărbatul ar trebui să fie sancționat și de garda de mediu, iar alții susțin că, de fapt, pe lac ar fi fost organizată o cursă pe gheață cu motociclete și mașini. Accident spectaculos în Timișoara. Trei mașini s-au ciocnit într-o intersecție, iar una dintre ele a fost proiectată într-un stâlp de semafor pe care l-a distrus. Totul din pricina unei șoferițe care nu a acordat prioritate. Impactul dintre cele trei vehicule a fost surprins de o cameră de supraveghere. În imagini se vede cum autoturismul condus de femeia de 33 de ani ajunge în intersecție și are intenția de a vira la stânga. Nu acordă însă prioritate de dreapta unei mașini conduse din sens opus de o femeie de 37 de ani. În urma ciocnirii violente, mașina șoferiței nevinovate a fost proiectată într-un autoturism al cărui conducător în vârstă de 60 de ani aștepta la semafor și s-a oprit într-un stâlp pe care l-a distrus. Imediat la locul accidentului au ajuns mai multe echipaje de ambulanță, pompierii, dar și polițiștii care au început cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a petrecut totul. Echipajele de la ambulanță i-au preluat pe toți cei trei șoferi care au fost răniți în urma impactului. În paralel, polițiștii au deschis un dosar penal pe numele femeii de 33 de ani pentru vătămare corporală din culpă. Imagini revoltătoare în Brăila. Trei tineri au fost surprinși de camerele de supraveghere în timp ce devastează un parc. Autorii se vor alege cu un dosar penal pentru distrugere. Cei trei și-au făcut de cap după lăsarea întunericului. Tinerii s-au apucat să distrugă leagănele și toboganele din locul de joacă. Nu știau însă că în zona au fost montate recent camere de supraveghere. Spre ghinionul lor, imaginele au ajuns la poliție. Adolescenții au fost identificați la scurtă vreme și s-au ales cu dosar penal pentru distrugere. Ansamblul vandalizat costă peste 7.000 de lei. Oamenii din zonă sunt revoltați și spun că nu este prima dată când locurile de joacă sunt vandalizate. Autoritățile locale au montat până acum mai mult de 350 de camere de supraveghere în diferite zone din oraș, iar din acest an sunt monitorizate și parcurile. Un șofer din Miercurea Ciuc a ajuns fără să vrea protagonistul unor imagini virale pe internet. Bărbatul a rămas suspendat cu mașina pe un ghiveci ornamental de pe marginea drumului. Pentru că era băut, riscă însă până la 5 ani de închisoare. Aventura cascadorului de ocazie a fost filmată de o cameră de bord a unei mașini din apropiere. În înregistrare se vede cum vehiculul se apropie în mare viteză de o bifurcație de drumuri și, într-o curbă la dreapta, șoferul pierde controlul volanului. Trece cu mașina peste bordură și rămâne cocoțat pe ghiveciul de mari dimensiuni destinat unui copac. Polițiștii sosiți la fața locului l-au testat cu aparatul etilotest pe șoferul de 34 de ani, iar rezultatul a fost de 1,43 mg pe litru. Deși cascadorul amator a scăpat nevătămat, s-a ales cu dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului și riscă o pedeapsă de până la 5 ani de închisoare. Decizie controversată luată de către judecătorii de la Tribunalul Olt în cazul fiului lui Sile Cămătaru. După ce a condus cu permisul suspendat și sub influența drogurilor, iar anterior a fost prins cu focuri de armă de către polițiști după ce înjunghiase o persoană, surprinzător a fost eliberat și plasat sub control judiciar. După ce pe 20 decembrie a fost trimis în arest pentru 20 de zile de către judecătoria Slatina, iar pe 9 ianuarie parchetul judecătoriei Slatina l-a trimis în judecată pentru conducere fără permis și refuz de la prelevarea de mostre biologice, fiind arestat preventiv, Albert Balint, unul dintre fiii lui Sile Cămătaru, a făcut apel la decizia instanței. Surprinzător, inculpatul a scăpat foarte ușor de probleme. Concret, el a fost eliberat de către judecător și a fost plasat sub control judiciar.
nu există date din care să rezulte că acesta se sustrage de la buna desfășurare a procesului penal, se constată inexistența unor motive relevante și suficiente care să justifice în continuare privarea de libertate prin menținerea măsurii arestării preventive, simpla menținere a temeiurilor de fapt ale arestării inițiale referitoare la suspiciunea comiterii faptei de care este acuzat, prin raportare la periculozitatea socială concretă a acestuia, nefiind aptă să justifice în sine menținerea arestării preventive a inculpatului Balint Albert Florian, se arată în motivarea judecătorilor de la Tribunalul Olt. Iar judecătorii care se ocupă de cazul fiului lui Sile Cămătaru se pare că nu au un trecut prea curat. Potrivit unor surse judiciare, numele judecătoarei Diana Cotoi, cea care se ocupă de altfel și de dosarul lui Gheorghe Dincă, apare și în dosarul fostei președinte a Tribunalului Olt, Carmen Marinescu, condamnată definitiv la 8 ani de detenție efectivă pentru că în 2011 a primit șpagă 200.000 de euro de la Bercea Mondialu ca să-l pună în libertate. Ceremonie emoționantă la 75 de ani de la eliberarea lagărului de concentrare Auschwitz-Birkenau. Peste 30 de șefi de stat și de guvern au luat parte la evenimentele organizate în incinta fostului centru de exterminare nazist. România a fost reprezentată de premierul Ludovic Orban, care a omagiat astfel victimele de naționalitate română de la Auschwitz. La ceremoniile organizate într-un cort uriaș amplasat chiar în fața așa zisei porții a morții de la Auschwitz, au luat parte pe lângă oficialități din 30 de țări și aproximativ 100 de supraviețuitori ai lagărului nazist. Programul evenimentului comemorativ a inclus discursuri ale președintelui Republicii Polone și ale supraviețuitorilor, precum și depunerea de candele de către delegațiile supraviețuitorilor, șefii de stat și de guvern și reprezentanții caselor regale. Potrivit unui comunicat al guvernului, prim-ministrul Ludovic Orban a aprins o candelă la monumentul victimelor, aducând un omagiu victimelor lagărului de concentrare Auschwitz-Birkenau, inclusiv celor de origine română. Anual, pe 27 ianuarie, data în care în 1945 au fost eliberați prizonierii din lagărul Auschwitz-Birkenau, este marcată Ziua Internațională a Comemorării Victimelor Holocaustului. Conform datelor istorice, în lagărul nazist de exterminare Auschwitz au fost ucise în perioada 1940-1945 peste 1 milion de persoane, în principal etnice evrei. Miercuri, guvernul Orban își angajează răspunderea pentru alegerea primarilor în două tururi de scrutin, o măsură puternic contestată de PSD. Asta pentru că Partidul Social-Democrat are peste 2000 de edili, mulți dintre ei aleși cu procente extrem de mici. Singura soluție este amenințarea cu moțiunea, care, dacă va exista și va trece, va deschide calea spre mult doritele alegeri anticipate. Se fac calcule peste calcule în Parlament pentru perioada de după momentul în care guvernul Orban își va asuma răspunderea pe alegerea primarilor în două tururi. Potrivit unor surse din PNL, cele două tururi vor avea loc pe 14 iunie și pe 21 iunie. Însă, dacă aici este simplu, PSD-iștii au mari bătăi de cap. Pe de o parte, sunt primarii care îi forțează mâna lui Ciolacu să se țină de cuvânt cu moțiunea, care pare că ar vrea să rămână doar cu amenințarea dacă este să ne luăm după Klaus Iohannis, care nici el nu crede prea mult în anunțul șefului PSD. PSD a anunțat deja moțiune de cenzură până la sfârșitul acestei săptămâni. Ce șanse dați acestui demers și cât de aproape ar fi guvernul de obiectivul anticipatelor? Asta vom vedea. Povestea cu moțiunea o auzim de când a anunțat guvernul că dorește să-și angajeze răspunderea. Să vedem practic. Și asta pentru că în cazul depunerii moțiunii și a trecerii acesteia, Marcel Ciolacu și-ar pune parlamentarii PSD în cap, pentru că ar deschide astfel drumul spre anticipate, iar parlamentarii PSD se văd cu mandatul întrerupt și pierd bani, iar la scorurile obținute de pesediști la ultimele alegeri, mulți dintre ei ar putea să nu se mai întoarcă în Parlament. Însă, cu sau fără moțiune, Klaus Iohannis are și el planurile lui pentru declanșarea anticipatelor. În această etapă, chiar în această săptămână, se desfășoară o sesiune extraordinară a Parlamentului și aștept cu mare interes să văd ce decide Parlamentul. Dacă moțiunea va trece, ce variantă de premier, cu ce variantă de premier veți veni? Tot cu premierul Ludovic Orban?
Da, îmi place că mă întrebați de fiecare dată. Da, și de data aceasta și de data viitoare, tot pe domnul Ludovic Orban îl voi propune premier. În cazul în care domnul Orban refuză să-și dea demisia, în cazul în care nu va fi nici votul, nu va trece, aveți vreun plan B prin care să-l determinați să părăsească guvernul? Fiți asigurat că întotdeauna există un plan B. USR și Plus se pregătesc un congres prin care cele două formațiuni să devină una singură. Fuziunea va avea loc în luna iulie. USR și Plus vor să fuzioneze la vară după alegerile locale, însă șefii celor două formațiuni îndeamnă ca filialele din teritoriu să se pună de acord asupra unor candidați comuni și la acest scrutin. Însă de la vorbă la faptă este drum lung, pentru că Dan Barna a venit deja cu o declarație în care susține că USR va solicita o pondere a candidaților de la 3-1 pe listele comune cu Plus pentru alegerile locale din iunie, anunț ce nu s-a lăsat fără replică. Singura logică a declarației lui Barna că raportul în alianța Plus-USR va fi de 1-3 este că puterea smintește. Chiar nu cred că are cum să fie atât de prostovan. Pragmatic, Plusul ar trebui să iasă din alianță pentru că asta le-ar crește semnificativ popularitatea și ar obliga o mobilizare a partidului. Șanse sunt minime, căci neconflictualitatea lui Dacian și a conducerii Plus este remarcabilă, la fel de remarcabilă ca și mârlănia asta super arogantă a echipei lui Barna, a scris Valeriu Nicolae, fost membru al Plus. Decizia oficială privind calendarul fuziunii va fi luată în Comitetul Politic al USR și în Consiliul Național al Plus, care vor avea loc simultan pe 8 februarie. Bătaie de joc fără margini în Constanța, tone de pământ pline cu piese arheologice de valoare au fost excavate din cetatea Tomis și aruncate pe un câmp. Totul pentru a face loc unui bloc de 4 etaje. Arheologii sunt revoltați pentru că lucrările care au fost începute fără ca ei să fie chemați să supravegheze. Octavian Mitroi este unul dintre arheologii care au participat la cercetarea din zona în care se fac lucrările. El spune că în pământul excavat și aruncat pe câmp sunt vestigii foarte importante și că astfel s-au distrus mărturii din istoria Constanței. Văd că avem un... Da, asta este un unguentariu din... de epoca romană, secolele 2, 3 și posibil chiar 4. Lipsește numai una, văd, și văd că avem și ceva marfă care pare a fi elenistică. Arheologul spune că a trimis un raport către Direcția Județeană de Cultură Constanța în urma descoperirilor făcute în pământul aruncat la marginea orașului. În paralel, zeci de constanțeni au făcut un lanț uman în jurul unor vestigii antice din centrul orașului, în semn de protest față de construirea blocului cu 4 etaje deasupra vestigiilor cetății Tomis. Scandalul a ajuns până la cel mai înalt nivel. Prefectul Constanței, George Niculescu, a transmis un comunicat prin care anunță că a dispus verificări ale avizelor șantierului din zona cetății Tomis și că va realiza un plan de acțiuni împreună cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța și cu reprezentanții Ministerului Culturii pentru conservarea vestigiilor locale. Apar noi date din ancheta deschisă după accidentul aviatic în care legenda basketului american Kobe Bryant și-a pierdut viața. Anchetatorii au făcut publice noi imagini în care se vede cum s-a comportat elicopterul înainte de prăbușire. Le vedem și noi imediat la știri. Primarul din Wuhan, localitatea de unde a început epidemia cu noul coronavirus, a demisionat în direct la televiziunea chineză. El a apărut cu o mască la o emisiune și și-a cerut scuze pentru modul defectuos în care a gestionat criza creată de epidemie. Edilul din Wuhan a acuzat parțial autoritățile centrale comuniste pentru reacția slabă la epidemia de infecție cu noul coronavirus izbucnită în oraș. Primarul a dat vina pe birocrația din China, care l-a obligat să solicite aprobare de la Beijing înainte de a alerta publicul cu privire la prezența coronavirusului în oraș. Zhu Jiangwang a recunoscut că nu a fost eficient nici managementul administrației sale după depistarea infecției cu coronavirus și și-a oferit demisia din funcție. Primarul din Wuhan a mai declarat că numărul cazurilor de îmbolnăviri va continua să crească și a avertizat că circa 5 milioane de persoane au părăsit sau au tranzitat orașul cu ocazia anului nou chinezesc, înainte de impunerea restricțiilor. Apar noi detalii șocante despre moartea basketbalistului legendar Kobe Bryant. Elicopterul în care se afla vedeta NBA s-ar fi rotit 15 minute deasupra zonei metropolitane din Los Angeles, înainte de prăbușire. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.
Acestea sunt imaginile terifiante surprinse înaintea tragediei care a îndoliat lumea sportului. Elicopterul Sikorsky S-76B a plecat de pe aeroportul John Wayne din Orange County, sud-est de Los Angeles, în jurul orei locale 9. La bord se aflau Kobe Bryant, fiica acestuia Gianna, pilotul și alți 6 pasageri. De la 9:20, datele înregistrate de Flight Radar arată că elicopterul s-a rotit deasupra zonei Burbank timp de 15 minute, așteptând permisiunea de a zbura la vedere și nu pe baza instrumentelor. În jurul orei 9:44, elicopterul a virat către sud-est și a urcat la 600 de metri pentru a evita înălțimile din zonă. Apoi a coborât și s-a lovit de o zonă deluroasă la o înălțime de aproximativ 420 de metri în jurul orei 9:45. Permisiunea de zbor la vedere în condiții speciale, mai dificile decât în cele de zbor la vedere, se acordă când plafonul de nori este la o altitudine de sub 300 de metri deasupra solului. Piloții preferă să zboare la vedere într-o zonă cu trafic aerian aglomerat, așa cum este Los Angeles, din motive de economie de timp. Pe baza instrumentelor, zborul este mai lung și întârzierea poate ajunge la o oră. Aparatul s-a zdrobit de un deal din Calabasas la 50 de kilometri nord-vest de Los Angeles și la 28 de kilometri de Mamba Sports Academy, destinația celor din elicopter. Lumea sportului nu își revine după dispariția tragică a lui Kobe Bryant. Marele său rival și prieten, LeBron James, a primit șocat vestea. James a aflat despre tragedie pe aeroport, în momentul în care a coborât din avion și a început să plângă instant. Chiar înainte să moară, Bryant îl felicitase pe James pentru recordul de puncte înscrise în NBA. Kobe a fost omagiat și la New York. Empire State Building a fost luminată toată noaptea în culorile celor de la Lakers. Cel puțin 8 oameni au murit în statul american Alabama în urma unui incendiu care a cuprins un ponton și mai multe embarcațiuni. Autoritățile investighează cauza producerii tragediei. Flăcările uriașe au cuprins 10 de embarcațiuni și un ponton pe râul Tennessee din statul american Alabama. Acoperișul de aluminiu al pontonului a cedat, iar mai multe embarcațiuni s-au scufundat. Multe dintre ele erau folosite ca locuințe, iar faptul că flăcările au izbucnit în toiul nopții, când oamenii dormeau, a agravat situația. 8 oameni au pierit în incendiul care s-a extins cu repeziciune. Alți 7 au reușit să sară în apele râului, de unde au fost salvați de echipele de intervenție și transportați la spital. Total, we believe 35 boats were destroyed. We had 7 people transported by Highlands EMS to the hospital. All of those 7 appear to be very stable. They had actually jumped either off a boat or off the dock and then were retrieved by Jackson County Rescue Squad. Cauza incendiului nu se cunoaște deocamdată. Autoritățile au deschis o anchetă în acest caz. Prințul Andrew al Marii Britanii, acuzat că a întreținut relații sexuale cu minore, nu cooperează cu autoritățile, așa cum se declarase dispus să o facă. Fiul favorit al reginei Elisabeta este acuzat de complicitate cu miliardarul Jeffrey Epstein, condamnat pentru viol, pedofilie și trafic de minori. The Southern District of New York and the FBI have contacted Prince Andrew's attorneys and requested to interview Prince Andrew. And to date, Prince Andrew has provided zero cooperation. În luna noiembrie, într-un comunicat oficial, prințul Andrew dădea asigurări că va coopera cu autoritățile în dosarul în care este acuzat de abuzuri sexuale. Palatul Buckingham nu a comentat informația. Prințul Andrew a intrat în atenția presei și a anchetatorilor anul trecut din cauza relațiilor apropiate pe care le avea cu Jeffrey Epstein. Ducele de York, în vârstă de 59 de ani, a fost acuzat de o femeie din anturajul lui Epstein că a forțat-o să întrețină relații sexuale pe vremea când avea doar 17 ani. Andrew a fost întotdeauna fiul preferat al mamei sale, regina Elisabeta, care i-a iertat implicarea în numeroase scandaluri, atât sexuale cât și financiare, comentează presa internațională. Însă prietenia ducelui de York cu fostul om de afaceri Jeffrey Epstein, condamnat pentru viol, pedofilie și trafic de minori, a fost picătura care a umplut paharul. Pus sub acuzare în iulie 2019 pentru agresiuni sexuale de către procurorul federal din Manhattan, Jeffrey Epstein s-a spânzurat în celula sa în 10 august într-o închisoare din New York. Cel de-al doilea fiu al reginei a încercat să se apere într-un interviu catastrofal la BBC, care l-a pus într-o lumină și mai proastă. Prințul Andrew a fost nevoit ulterior să renunțe la funcțiile oficiale și publice.
Mai sunt doar câteva zile până la mult așteptatul Brexit să devină realitate. Numărătoarea inversă a început, iar susținătorii retragerii regatului din Uniunea Europeană își freacă palmele de bucurie. Cum era de așteptat, aceștia și-au făcut planuri pentru marcarea momentului, care va avea loc pe 31 ianuarie la ora 23. În urmă cu 75 de ani, clopotul din turnul Big Ben anunța finalul celui de-al doilea război mondial. Acum, simpatizanții Brexitului, în frunte cu Nigel Farage, vor ca ieșirea din Uniunea Europeană să fie marcată la fel. Practic, aceștia compară reușita Brexitului cu victoria asupra Germaniei naziste. O mică problemă stă însă în calea fericirilor. Marele clopot este demontat pentru lucrările de consolidare a turnului, iar pornirea lui provizorie ar costa numai puțin de 500.000 de lire, după cum a avertizat premierul Boris Johnson. Dar pentru că nimic nu este imposibil, atunci când îți dorești cu adevărat, susținătorii Brexitului au venit cu o altă idee. Dacă nu pot să aibă Big Ben, atunci de ce să nu bată clopotele din întreaga țară? Episcopul de la Buckingham s-a declarat îngrozit de propunere. Și pentru că sărbătoarea nu e sărbătoare fără artificii, susținătorii lui Nigel Farage cer organizarea unui spectacol impresionant în centrul metropolei. Farage vrea să aloce 1.000.000 de lire sterline pentru Brexit Celebration Party și așteaptă 10.000 de oameni în piața Parlamentului din Londra. Așa că a cerut autorizație pentru acest spectacol grandios, însă primarul Sadiq Khan a respins propunerea. Focurile de artificii provoacă poluare, a invocat edilul. Altă idee a susținătorilor Brexitului a fost arborarea steagului britanic peste tot pentru a marca cum se cuvine momentul istoric. Compania Google cere bani autorităților americane pentru a le furniza informații despre persoanele suspectate că au comis infracțiuni. Decizia Google reprezintă o schimbare majoră în felul în care gestionează solicitările legale. Potrivit The New York Times, reprezentanții Google au decis să perceapă o taxă autorităților din Statele Unite pentru a le pune la dispoziție date despre persoane suspectate că au comis infracțiuni. Reprezentanții Google spun că fac asta din cauza numărului mare de solicitări de date personale ale utilizatorilor. Decizia se aplică de luna aceasta. Taxa este percepută poliției și altor agenții guvernamentale pentru cererile legale de accesare a e-mail-urilor, informații în vederea localizării și despre căutările internauților pe internet. Sumele sunt încasate atunci când autoritățile vor să emită mandate și citații. Taxa percepută variază de la $45 pentru o citație, $60 pentru interceptarea convorbirilor, până la $245 pentru un mandat de percheziție, potrivit The New York Times. Legea federală le permite companiilor să deconteze taxele de acest tip. Însă decizia Google reprezintă o schimbare majoră în felul în care gestionează solicitările legale, comentează jurnaliștii americani. Nominalizații ediției de anul acesta a premiilor Oscar s-au întâlnit aseară pentru fotografia oficială. Actorii au participat la un dineu, iar organizatorii au sfătuit să se prezinte la gală cu discursurile învățate. Cea de-a 92-a ediție a premiilor Oscar va avea loc pe 9 februarie la Los Angeles. Evenimentul anual din Hollywood a început cu un cocktail, iar petrecerea a fost animată de DJ Kiss. Programul oficial a fost demarat de David Rubin, președinte al Academiei Americane de Film, care le-a cerut tuturor celor prezenți să țină un moment de reculegere pentru Kobe Bryant. Producătoarele galei, Lynette Howell Taylor și Stephanie Allen, au dat indicații referitoare la discursurile de mulțumire din seara galei. Astfel, câștigătorii vor avea la dispoziție doar un minut din momentul în care le va fi anunțat numele și până să își încheie discursul pe scenă. De asemenea, nominalizații au fost rugați să vină cu discursurile învățate de acasă. Un alt amănunt important, meniul oferit imediat după gala Oscar va fi în proporție de 70% vegetarian, au mai anunțat organizatorii. Cea de-a 92-a gală de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 9 februarie la Los Angeles. Știrile se opresc aici, urmează Tocbe 1 cu Aneta Sângiorzan, iar noi ne revedem la jurnalul orei 15. Rămâneți cu noi!